Now you're gone. It's the first time love is darkness. Without you, fade into darkness. The rest of your life. Give me more. Shut up, just shut up. Wait a minute. Tell me, see the hope in your heart. Next to your name, girl. No. Just dance. Dance for life. Life. This is M. Dance Floor Chart. Get ready. 3, 2, 1. Here we go. Ladies and gentlemen, turn up the volume. The volume. And now, your host. M. Dance floor. Popcorn Dance sau Popcorn House. Oricum ai luat, tot dance music îi spui. Sunt M. Dance Floor. Bun găsit la o nouă ediție de M. Dance Floor Chart. O ediție Popcorn Dance. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, în România au fost 4 ani în care s-a produs pe bandă muzică Popcorn Dance, respectiv House. Așa cum în unele țări s-a creat genul R&B, Dance, House sau Trance, la noi a luat naștere celebrul Popcorn Dance, de care putem spune și House, pentru că deține beat-uri House. Însă să rămânem la Popcorn Dance, pentru că sub acest gen am fost cunoscuți în toate țările. So, aceasta este ediția Popcorn Dance de M Dance Floor Chart. Să începem! Okay, here we go. Now. O producție din anul 2009, se numesc Yarabi și au o producție foarte tare. Melodia se numește Again, un single care a răsunat pe repeat, cel puțin la noi în România și la legendarul post de radio Vibe FM Dance Floor Radio. Number 20 la M Dance Floor Chart, Yarabi, Again. M Dance Floor Chart. Classics Chart. Number 20. Number 20. Mm-hmm.
chart. Number 19. Number 19. Motion face parte de pe albumul Change the World, singurul de altfel, al grupului muzical și producător Play & Win. Cei trei artiști din grupul Play & Win au creat muzică pentru Accent, Morris, Ina și mulți alții. Sunt cunoscuți în întreaga lume pentru produsele pe care le-au făcut pentru Ina. Number 19 la M Dance Floor Chart, Play & Win, Slow Motion. Pășim mai departe pe beat la M Dance Floor Chart și ascultăm Emil Lazaria, Balada, pe number 18. M Dance Floor Chart. Number 18. Number 18. Thank you.
Dance Floor Chart. Number 17. Number 17. Sexy Love, un single produs de grupul Residence DJs, împreună cu vocalistul Frisco, în anul 2009. Melodia a fost un mare succes. Residence DJs au reușit să semneze un contract cu cei de la Armada Music. Se știe că olandezii dețin o puternică casă de discuri. De aici, succesul a fost răspândit la posturile radio străine. Number 17, Residence DJs, featuring Frisco, Sexy Love. Mergem mai departe la M-Dance Floor Chart și ascultăm o producție din anul 2010, Park Place, I Have The World, pe number 16. M-Dance Floor Chart. Number 16. Number 16. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside my soul. Seek
flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams, flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song in the sky. Floor chart. Number 15. Number 15. Show me love and all the things you hide inside. Live it up.
We gonna ride above. Just forget the problems in your life. Just forget the problems of your life. Secret Ride, single produs de Nick Camarera și grupul Deepside DJs în anul 2009. O melodie care se pare că încă nu dispare din peisajul ascultătorilor de classics music, cel puțin pe YouTube. So, number 15 la M Dance Floor Chart, Nick Camarera featuring Deepside DJs, Secret Ride. One, o melodie produsă de către DJ-ul J.Co. împreună cu vocalista Ania. Melodia a fost foarte apreciată în țările străine, atât pe partea de beat, cât și pe partea de vocal. Number 14, J.Co. featuring Ania. One, în continuare la M Dance Floor Chart. M Dance Floor Chart. Number 14. Number 14.
M. Dance Floor Chart. Number 13. Number 13. Melodie produsă de DJ Rino, având ca vocal pe Silvia. DJ Rino a fost un geniu al beat-ului. Presupun că producțiile sale nu au fost uitate în totalitate, pentru că, nu-i așa, sună bine de tot producțiile sale. Number 13. DJ Rino, featuring Silvia, Phil. Pășim în continuare pe ritmurile classics la M Dance Floor Chart. Pe number 12, ascultăm Pink Room, featuring Antonia, Roses on Fire. Dance Floor Chart. Number 12. Number 12.
fly. Just touch my naughty and don't ask me why. You know me, I just like to fly. But it's true, I like you. And only you can make me high. Just touch my heart, man, and do it right. You know me, I just like it high. And it's true, I like you. You know, boy, what I feel for you is love and desire. Tonight I will show that it's true. My rose is on fire. I'm
un mare clasic pe number 11. A fost Aesa featuring DJ Young, Without You. În anul 2009 își face apariția un nou proiect, Deep Central, un proiect care a adus numai producții bune. Cry It Away este debutul lor în muzică. So, number 10 la M Dance Floor Chart, Deep Central, Cry It Away. This is M Dance Floor Chart. Number 10. Number 10. Falling day by day, it's tearing me apart. I cry it all away. I can feel my tears falling day by day. It's tearing me apart. I cry it all.
into my dream. Falling day by day, it's tearing me apart. I'll cry it all away. Floor chart. Number 9. Number 9. Por fin, tú y yo juntos. Me estás mirando, pero no haces nada. Sé que quieres tenerme a tu lado. Sé que me quieres por ti. Dime solo que yo quiero escuchar. Ceva mai ritmat a fost pe number 9, Narcotic Sound, Suena. Radio Killer, un proiect care a făcut furor cu melodia Vuela. Melodia de debut a fost un succes răsunător și foarte bun.
a prins de la prima audiție pe posturile de radio și nu numai. Vocalul din melodie îi aparține lui Smiley. De altfel, este singura melodie pe care artistul Smiley o cântă în acest proiect. Așadar, în continuare, ascultăm pe number 8 la M Dance Floor Chart, Radio Killer, Voila! M Dance Floor Chart Number 8 Number 8 Voila, la la la, c'est moi, voila 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 Seven. We'll be right back.
anul 2009. Pot zice că acest an a fost anul producțiilor. Pe number 7 a fost LLP featuring John Puzzle and Chris T, I Miss You. Hot, primul single extras de pe albumul cu același nume, Hot, este melodia de debut a artistei Ina. În anul 2008, cei de la Play & Win au început un proiect nou de muzică. Bineînțeles, aveau nevoie și de un vocal, așa au găsit-o pe Ina. Și, din câte îmi amintesc, ei au căutat o voce nu tocmai cu experiență. În final, se pare că Ina a fost alegerea perfectă. Single-ul Hot a devenit hit internațional. De aici, Ina a fost cunoscută pe întreg mapamondul, precum și producătorii, artiștii din grupul Play & Win. Aș spune că Ina a fost cea mai bună alegere pentru cei de la Play & Win, devenind cea mai mare realizare a acestora. So, number 6 la M Dance Floor Chart, Ina, Hot. This is M Dance Floor Chart. Number 6. Number 6. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly. Floor chart. Number 5. Number 5.
avem ritm, vibrație și beat. Trei elemente pentru o producție de neegalat. Și dacă mai punem și vocalul, adăugăm esența principală din melodia September. Number 5 la M Dance Floor Chart a fost DJ Sava featuring Raluca, September. Cu siguranță anul 2009 a fost full de producții, una după alta. Și dacă avem vreun dubiu în această privință, ei bine, ascultăm Number 4 la M Dance Floor Chart, Liviu Hodor featuring Tara, Happy For You. Dance Floor Chart Classics Chart Number 4 Number 4
it's all I do. Living emotions just for you. You're so close but still a world away. But I chase your smell like crazy until my last day. Yeah, 'cause it's all about you. About Classics, All About M-Dance Floor Chart, putem asocia All About cu multe. Pentru John Puzzle a fost simplu, All About You. Melodia All About You este și va rămâne o producție cu și despre ceea ce înseamnă muzica adevărată. Number 3 la M-Dance Floor Chart, John Puzzle, All About You. Ei bine, a venit momentul să vă prezint omul care a creat genul popcore dance în România. Este vorba despre DJ-ul și producătorul David DJ, un pion important care a pus bazele la tot ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani, 2008 respectiv 2012, în industria muzicală din România. Ei da, de aici a pornit totul, îi putem spune creatorul genial al tuturor producțiilor. Sau simplu, vinovatul care a pornit genul popcorn dance, Sexy Thing, este una dintre producțiile internaționale ale DJ-ului și producătorului David DJ. De asemenea, Donnie a fost o piesă importantă în producțiile lansate de către David DJ. El a fost vocalul pe majoritatea producțiilor. Așadar, number 2 la M-Dance Floor Chart, David DJ featuring Donnie, Sexy Thing. It's the dance floor chart. Number 2. Number 2. Somebody told you.
Desire, un single produs de artistul Morris în colaborare cu grupul Plain Win. Mare succes, mare producție. So, number one la M Dance Floor Chart, Morris, Desire. Final de ediție, aceasta a fost ediția 4 de M Dance Floor Chart, Popcore Dance Edition. Mai multe radio show-uri classics găsești pe mdancefloor.com. Sunt M Dance Floor. Ne auzim la următoarea ediție de M Dance Floor Chart. Keep the classics alive. Bye bye. Dance Floor Chart. This is number one. Number one. Cause I'm so inspired.